Așadar, vom deschide cuvântul lui Dumnezeu în trei părți din Scriptura de această dată. Două pasaje le avem din cartea Faptele Apostolilor, iar unul din Evanghelia după Luca. Subiectul lecțiunii noastre este chemarea la profeție. Acesta este titlul. Dar vom vedea pe parcursul lecțiunii ce înseamnă această chemare, pentru că se ridică multe întrebări în popor. Probabil uitându-vă la acest titlu, v-ați pus o întrebare care o ridică subiectul. Mai există profeții azi? Mai sunt profeți azi? La această întrebare, probabil că nu frații baptiști vor da răspuns și frații penticostali, dar ce răspuns vor da baptiștii la această întrebare? Acum sunt mai multe pasaje din Scriptură care dezvăluie acest lucru, dar scopul lecțiunii noastre nu este să vedem dacă mai există profeți azi, ci să vedem scopul chemării profetice sau a îndeplinirii noastre ca și credincioși în Biserica lui Hristos. Fiecare dintre noi, într-un fel sau altul, suntem un profet și vom vedea pe parcursul lecțiunii ce înseamnă lucrul acesta și cum cuvântul lui Dumnezeu vrea să deslușească lucrul acesta. Vreau să fac o paranteză aici. Există un păstor de aici, din Statele Unite, de la frații penticostali, care a avut un curaj fenomenal. Ieri, dând pe Facebook, pentru că îmi place de păstorul respectiv și îl ascult, a rămas surprins să facă câteva afirmații care vă vor șoca. Păstorul se numește Petrică Lascău. Îmi place să-l ascult, are meditații frumoase. Și în una din, trecând așa pe Facebook și uitându-mă la el, l-am zărit la un videoclip de 2 minute. Și vorbea chiar despre aspectul profetic. Și zicea, atenție frații mei, că foarte multe lucruri în lumea fraților mei penticostali sunt eronate. Știu în țară foarte multe familii care suferă datorită unor proroci mincinoși. Și noi avem în arhiva noastră o groază de cazuri de familii care suferă în urma prorocilor mincinoși. Păi, lucrul acesta să-l zică un păstor penticostal, pentru mine e șocant. Pentru că ei vor să, să ridice aceste persoane la un rang de cinste oriunde s-ar afla ele. A avut curajul să spună lucrul acesta. Și am rămas surprins de curajul pe care l-a avut. Asta ca o mică paranteză la tot ceea ce am spus. Să revenim la lecțiunea noastră și să citim aceste pasaje din lecțiune. Vă rog să deschideți împreună cu mine în Evanghelia după Luca, capitolul 2, și o soră să citească de la versetul 36 la 38. Rămasă văduvă și fiind în vârstă de 84 de ani, Ana nu se depărta de la templu și zi și noapte slujea lui Dumnezeu cu post și cu rugăciune. A venit și ea în același ceas și a început să laude pe Dumnezeu și să vorbească despre Iisus tuturor celor ce așteptau mântuirea Ierusalimului. Mulțumesc frumos! Deschidem în cartea Faptele Apostolilor și rog ca un frate să citească din cartea Faptelor Apostolilor, capitolul 2, de la versetul 16 la versetul 21. Fapte 2, începând cu versetul 16. Și aceasta este ce a fost spus prin prorocul Ioel. Destinul este de urmă, voi turna din trupul meu peste orice făcură.
feciorii voștri și fetele voastre vor proroci. Tinerii voștri vor avea vedenii și bătrânii voștri vor visa visul. Da, chiar și peste robii mei și peste roabele mele voi turna în zilele acelea din Duhul meu și vor proroci. Voi face să se arate semne sus în cer și minuni jos pe pământ. Sânge, foc și învârtej de fum. Soarele se va preface în întuneric și luna în sânge, înainte ca să vină ziua Domnului, ziua aceea mare și strălucită. Atunci oricine va chema numele Domnului va fi mântuit. Mulțumesc! O soră din nou să citească din Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 21, versetele 8 și 9. Și am găzduit la el. El avea patru fete fecioare care proruceau. Mulțumesc foarte mult! Până aici lecțiunea pe care o avem astăzi. Acestea au fost câteva pasaje pe care le avem în studiul nostru în această dimineață. Aceste pasaje sunt de o importanță vitală ca să ne facă să înțelegem ceea ce vrea lecțiunea să ne vorbească. În primul rând, scopul lecțiunii este importanța împlinirii acestei profeții și să recunoaștem faptul că Duhul Sfânt lucrează diferit în fiecare dintre noi, fie femeie, fie tânără și fie bărbat sau fie tânăr sau chiar adolescent. Misiunea Duhului Sfânt este să ne facă atenți la șoapta Duhului Sfânt ca să trăim o viață curată și să fim o mărturie personală în fața celor care ne privesc. De-a lungul istoriei și revenim la Cartea Faptelor Apostolilor și tot ceea ce studiem în Scriptură, vom vedea cazuri și familii în care Duhul Sfânt a lucrat cu putere și găsim atât femei cât și bărbați care au avut o lucrare de făcut și o misiune de îndeplinit venită direct din partea Duhului Sfânt. Știm că rolul femeilor în lumea iudaică era să asculte de bărbat, să fie supuse bărbaților și în multe cazuri veți găsi lucrurile acestea redate în Scriptură. După împrăștierea care există în Cartea Faptelor Apostolilor, mulți credincioși iudei erau răspândiți nu numai în Palestina, ci peste tot în Imperiul Roman. Veți găsi credincioși iudei și în lumea greacă, vei găsi și în Imperiul Roman cu diferite culturi. Dar iudeii și-au păstrat cultura lor în orice loc în care se aflau. Ei aveau regulile lor, ei aveau tradiția lor, cultura lor, care era răspândită și între neamuri. Acum nu vreau să intru în detalii foarte destul de controversate cu privire la iudaizatori și neamuri. Dar vreau să remarc faptul că Dumnezeu a lucrat în viețile oamenilor într-un mod diferit prin puterea Duhului Sfânt. Și veți găsi și vă veți minuna, în Cartea Faptelor Apostolilor veți găsi multe femei dintre neamuri care propovăduiesc Evanghelia. Și pe parcursul nu este timpul în această dimineață se dezbate acest fapt, că dumneavoastră cunoașteți personaje din Cartea Faptelor Apostolilor și mai ales femei care au răspândit cuvântul. Evanghelia, Lidia, vânzătoarea de purpură, sau o altă familie, Acuila și Priscila, sau alte femei care aveau roluri importante în lumea greacă. Femeile erau desprinse într-un fel de, sau altul de sub umbrela bărbatului. Veți găsi femei împreună cu alte femei
făcând negoți. Și acolo femeile, unele dintre ele discutau și propovăduiau Evanghelia. Duhul Sfânt lucrează în mod diferit. Și aici se vede partea profetică care îi face pe oameni, atât bărbați cât și femei, să răspândească Evanghelia într-un mod profetic. Mă voi opri la câteva cazuri relatate în Scriptură și probabil că le veți găsi și dumneavoastră pe parcursul citirii Faptelor Apostolilor sau așa cum este documentat de Luca. Vreau doar să accentuez un singur lucru care stârnește curiozitate, și anume Faptele Apostolilor 17:12. Mulți dintre ei și femeile cu vază ale grecilor și mulți bărbați au crezut. Dar citind lucrul acesta, că mulți dintre femei din lumea greacă și bărbați au crezut, ei au fost oameni care au și răspândit cuvântul, au și propovăduit cuvântul și au fost și o mărturie pentru ceilalți din jurul lor. Sau chemarea la profeție prin Duhul Sfânt este o chemare generală și a fost o chemare pentru cei din trecut și pentru noi astăzi. Apoi, testul din Luca, și acum intrăm în structura lecției și vom găsi că în structura noastră a lecției vom găsi că această femeie nu se depărtează de la templu. Este vorba de Ana. Aici găsim această văduvă credincioasă. Cuvântul lui Dumnezeu spune că era prorociță, dar în primul rând această femeie era credincioasă Domnului. Și important lucru în vremea în care trăim noi, să fim credincioși Domnului, prin purtarea noastră și prin acțiunile noastre. Apoi spune cuvântul lui Dumnezeu, mărturisea cu putere. Și vreau să vă spun câteva detalii importante din Scriptură în care această femeie văduvă propovăduia și mărturisea cu putere. În primul rând, cuvântul lui Dumnezeu spune că ea a fost cercetată prin Duhul Sfânt și a venit în același ceas. Asta înseamnă că din punct de vedere profetic, un credincios plin de Duhul Sfânt știe ceasul. Știe ora, știe timpul, știe evenimentele care se petrec în istorie. În al doilea rând, spune, a început să laude. Mesajul profetic se face și prin lauda noastră în închinare. O laudă în mașină, o laudă în afară, laudă pe Domnul. Poate cântarea noastră, vă aduceți aminte când dumneavoastră vă uitați la filmele vechi americane? Așa îmi plăcea de mult că oamenii se cunoșteau prin muzică. Unul începea să cânte, probabil la fluier, probabil la alt instrument, muzicuță, da. Era folosită în film mult muzicuță, așa cum face fratele Eftimie. Și când era o cântare creștină, își dădea seama că e creștin omul acela și se apropiau și aveau relații comune. Îmi plăcea așa de mult în film să văd semnificația asta de cunoașterea oamenilor prin cântare. Și asta din punct de vedere profetic înseamnă să lauzi pe Dumnezeu în orice circumstanță și în orice loc. Apoi, o mărturisire a cuvântului și a început să vorbească tuturor despre Iisus. Nu contează că ești femeie sau bărbat. Mărturisește-L pe Domnul Iisus oriunde și la oricine. Și aici văd această semnificație a chemării profetice. Apoi, în Ierusalim se întâmplă câteva lucruri.
În primul rând, în Ierusalim, vedem în Cartea Faptelor Apostolilor, capitolul 2, este că Duhul Sfânt nu discriminează pe oameni. Toți care erau adunați acolo au fost umpluți de Duhul Sfânt. Și noi știm că au fost foarte multe, națiuni care au primit cuvântul lui Dumnezeu. În primul rând, Duhul Sfânt nu discriminează pe oameni. Apostolul Pavel a înțeles lucrul acesta chiar înainte de chemarea lui. Și după chemarea lui a înțeles că Duhul Sfânt îl trimite la neamuri. A înțeles că Duhul Sfânt nu face discriminare. Apoi a înțeles și Petru că Duhul Sfânt nu face discriminare când a fost trimis la Corneliu. Apoi Duhul Sfânt face minuni și semne. Nu că profeții sau oamenii ar avea o însemnătate, ci pentru că Duhul Sfânt așa vrea să lucreze. Pentru că Duhul Sfânt vrea așa să lucreze prin noi și cu noi. Și apoi vedem un lucru interesant în Cezarea, la care aș vrea să mă opresc. Și aici e vorba despre o familie. În Cezarea este vorba despre o familie. A cui era familia aceasta? Știe cineva dintre dumneavoastră a cui era familia aceasta din Cezarea? A doua zi am plecat și am ajuns la Cezarea. Am intrat în casa lui Filip Evanghelistul. Deci aici îl găsim pe Filip Evanghelistul. Dar aici găsim un tată evanghelist și fetele lui erau prorocițe. Asta înseamnă că toți din familia aceasta mărturiseau într-un fel sau altul pe Domnul. Mărturiseau credința în Iisus Hristos. Tatăl era un model pentru familie. Fetele lui erau cele care cunoșteau Scriptura. Și aici vedem lucrarea Duhului Sfânt printre neamuri și o familie frumoasă care aduce laudă și închinare lui Dumnezeu. Aș vrea la urmă să las câteva întrebări și aceste întrebări doresc ca prin puterea Duhului Sfânt să le dăm răspuns nouă în această dimineață. Ce rol trebuie să aibă postul în viața noastră? Vă rog să vă gândiți la această întrebare. Nu e neapărat nevoie să-mi răspundeți, dar această întrebare se desprinde din lecțiune. Ce metode de evangelizare și de slujire pot fi folosite mai eficient de către persoanele mai în vârstă decât persoanele tinere? Persoanele tinere pot să slujească pe Dumnezeu într-un alt mod decât persoanele în vârstă. Aici vedem un model de slujire a unei femei în vârstă de 84 de ani. Dar sunt persoane tinere care pot sluji lui Dumnezeu în alt mod, prin alte preocupări. Nu că postul și rugăciunea n-ar fi important, dar poți sluji lui Dumnezeu prin dărnicia ta, poți sluji lui Dumnezeu prin tot ceea ce faci zilnic pentru alții spre slava și gloria lui Dumnezeu. Cum trebuie să reacționăm atunci când ai primit un vis sau un mesaj de la Dumnezeu? Cum trebuie să reacționezi când primești o chemare, un vis sau o vedenie din partea lui Dumnezeu? Iată o întrebare. Ce putem învăța de la felul în care s-a adaptat Filip la toate rolurile pe care le-a avut el? Nu mi-ajunge timpul să dau detalii, Fapte capitolul 6, apoi Fapte capitolul 8 și de la 26 la 40, ca să înțelegem chemarea lui Filip. Cum putem să încurajăm pe alți credincioși să-și folosească darurile spirituale? Și asta e important. Pentru Biserica lui Hristos e important
ca să ai o chemare din partea lui Dumnezeu, cum poți să valorifici darurile tale? Noi, fiecare dintre noi, am primit un dar din partea lui Dumnezeu, ca să lucrăm pentru gloria lui Dumnezeu. Cartea Faptelor Apostolilor este plină de astfel de lucruri, cum frații noștri, într-un mod profetic, și-au folosit darurile spirituale. Deci scopul lecțiunii din această dimineață este să fim chemați într-un mod profetic ca să ne folosim darurile spirituale. Și toate aceste daruri nu sunt pentru meritul nostru, pentru lauda noastră, ci sunt în folosul altora. Toate aceste daruri le folosim pentru alții, pentru ajutorarea altora, pentru cei nemântuiți care se pierd. Asta mă face pe mine responsabil să înțeleg faptul că în istoria de azi, în anul acesta, sunt chemat să fac lucrurile acestea. Ei au avut o chemare specială în timpul profetic pe care Ioel l-a dat, apoi chemarea profetică în Cartea Faptelor Apostolilor și apoi noi avem o chemare profetică chiar și în 2021. Cum ne folosim darurile? Cum lucrează Duhul Sfânt în viețile noastre? Iată câteva întrebări la care trebuie să medităm și la care trebuie să ne gândim pe parcursul sau pe marginea acestei lecțiuni. Mă rog Domnului ca în biserica noastră să existe frați și surori care, înzestrați prin puterea Duhului Sfânt, să cunoască timpul în care ne aflăm și metodele prin care putem să răspândim Evanghelia și altora, prin modul nostru de gândire, prin modul nostru de acțiune și să fim o binecuvântare pentru cei din jurul nostru spre slava și lauda lui Dumnezeu. Amin. Noi ridicăm să cântăm cu toții, veniți să cântăm lauda lui Iisus. Să ne închinăm.
Haideți să venim înaintea Domnului cu rugăciune. Doamne, așa cum am cântat, pe Tine vrem să Te slăvim. Numele Tău vrem să-L înălțăm. Nume mai presus de orice nume. Numele scump, numele drag al Domnului și Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Ne închinăm înaintea Ta, ne proșternăm ființele, fiecare dintre noi și Te recunoaștem pe Tine ca Dumnezeu atotputernic, ca Dumnezeu suveran, ca Dumnezeu plin de milă și de îndurare, un Dumnezeu binevoitor cu ființele noastre. Doamne, Ai îngăduit să fim în această dimineață în locul acesta. Ne strângem aici pentru că vrem să ne închinăm înaintea Ta. Ne strângem aici pentru că vrem să auzim cuvântul Tău. Ne strângem aici pentru că ne e dor să fim unii cu alții în închinare și să ne putem ruga unii pentru alții, să ne putem vedea unii pe alții. Doamne, cei care n-au putut să vină la casa Ta din motive de boală, de suferință, de limitări în trup, Doamne, Tu să Te atingi de fiecare în parte. Cei care sunt în categoriile acestea de vulnerabilitate datorită pandemiei de COVID, Doamne, mă rog să Te înduri de fiecare dintre ei. Știu că mulți ne urmăresc prin intermediul transmisiei online. Doamne, acolo, acasă, Tu să-i binecuvintezi pe fiecare în parte, Tu să-i ferești de orice virus, de orice boală, de orice situație de criză a sănătății și, Doamne, Te rugăm să aduci un sfârșit acestei pandemii și Te rugăm, Doamne, să aduci timpul acela când din nou cu toții, mic și mare, tânăr și cei care sunt aflați în etate, cei care se află la vârsta celor mai tari, să poată fi prezenți în casa Domnului și astfel ne putem bucura împreună de tot ceea ce Tu ai făcut și continui să faci pentru fiecare dintre noi. Binecuvântarea Ta să ne însoțească și în săptămâna aceasta în care am intrat, Doamne, și toate planurile și gândurile și lucrurile la care cugetăm și la care ne gândim și pe care ni le propunem, dacă sunt după voia Ta, Doamne, dă Tu izbăvire și dă Tu succes. Mulțumim de chemarea profetică pe care ne-ai făcut-o și în această dimineață și înțelegem că suntem chemați să vorbim, să vestim cuvântul Tău, să-L spunem și altora, să spunem și altora cu putere, așa vorbește Domnul și să aducem mesajul mântuirii, salvării pentru cât mai mulți. Doamne, folosește-ne și în privința aceasta și în anul acesta și noi Îți suntem mulțumitori în toate. Amin. Ocupăm locurile. Avem o cântare, cred că o cântam mai mult cu tinerii, dar cred că am cântat-o și în adunare. După ploaie și furtună va veni o zi mai bună, soarele va răsări mai luminos. E adevărată cântarea. Soare luminos, săptămâna trecută a fost ploaie și a fost furtună, dar ne bucurăm de soarele luminos, ne bucurăm de vremea bună, frumoasă și știm că Dumnezeul nostru este în control absolut și ne bucurăm și de ploaia care a curs, de ploaia care Dumnezeu a dat-o peste fiecare dintre noi. Ploaia înseamnă sau semnifică binecuvântare și avem nevoie și de ploaie timpurie, avem nevoie și de ploaie târzie, avem nevoie de binecuvântarea Domnului peste fiecare dintre noi. Cei care sunteți aici, cei care sunteți prezenți, cei care sunteți și cu trupul și cu inima și cu mintea aici în casa Domnului, mă bucur de fiecare din dumneavoastră. Cei care ne urmăriți, Domnul să vă binecuvinteze la casele dumneavoastră sau unde vă aflați și să știți că ne gândim la dumneavoastră, ne rugăm pentru dumneavoastră și sperăm ca într-un timp cât mai scurt să ne putem vedea din nou în casa Domnului. Dar pentru perioada asta încă dificilă din punct de vedere a virusului, înțelegem că e mai bine să stați acasă, să vă feriți de interacțiune prea mare
Și ne rugăm ca Domnul să vă ocrotească, să vă protejeze în continuare. Familia Bălădeanu este împreună cu noi. Săptămâna trecută am vorbit cu fratele Jean, cu sora Lica și le-am spus, uite, pentru cei care nu pot veni la casa Domnului încă, în fiecare seară de vineri, prin intermediul Zoom-ului, tehnologiei, vrem să avem un timp de rugăciune, de părtășie. Și săptămâna trecută am avut timpul acesta vineri. Însă fratele Jean și sora Lica mi-au spus, frate, noi nu avem tehnologia asta modernă să... Dar, uite, vă spun ceva, duminică noi venim la casa Domnului. Zic, păi cum așa, că și dumneavoastră sunteți acolo, în etate? Păi, zice fratele Jean, frate Claudiu, uite, noi da, noi încercăm să ne ferim, dar zic, vin alții peste noi, vin alții. Și dacă vin alții peste noi, de ce n-am venit și noi să fim împreună cu frații? Domnul să vă ocrotească și să vă protejeze. Niciun virus cât de mic să nu se apropie de dumneavoastră. Și să vă bucurați de multă sănătate și ne bucurăm că sunteți cu noi. Și încurajăm pe cei care ar putea să vină, care nu sunt în categoria celor mai vulnerabili, îi încurajăm să vină, să fie împreună cu noi la închinare. Iar cei care încă stați acasă, Domnul să fie cu dumneavoastră și măcar în Duhul să ne putem conecta la aceeași lungime de undă și astfel să putem avea părtășie. O lecție interesantă, o lecție așa cu foarte multe întrebări, nu-i așa? Această chemare la profeție sau chemare la prorocie și... e drept că timpul nu ne permite să mergem în alte pasaje, și, dar este o chemare profetică pe care Dumnezeu o adresează fiecăruia dintre noi, într-un sens. Și e bine să luăm aminte, e bine să știm ce spune Scriptura despre această chemare profetică și să vorbim din partea Domnului, mesajul Domnului, din partea Domnului pentru cei care ne înconjoară, pentru cei care ne ascultă. Întrebare pentru dumneavoastră. Da? Am avut lecția, acum urmează un quiz, un short test, un extemporal. Întrebare la dumneavoastră. Este și împăratul Saul între proroci? În vremea împăratului Saul, dacă vă aduceți aminte, s-a pus această întrebare. Oare este și Saul între proroci? De ce s-a pus această întrebare? Pentru că Saul, într-o anumită circumstanță în viața lui, s-a întâlnit cu un grup de proroci care proroceau și spune că Duhul Domnului a venit peste el și a început și el să prorocească. Mai el nu era proroc, nu era profet. Dar a venit Duhul Domnului peste și a început și el să prorocească. Și oamenii uimiți au pus această întrebare. Oare este și Saul între proroci? Interesant. Îi gândești la împăratul Saul, la viața împăratului, la sfârșitul dureros, tragic al împăratului Saul. Totuși a fost o vreme când spune că Dumnezeu i-a schimbat inima, l-a transformat într-un alt om și Duhul Sfânt s-a folosit de Saul. Ne rugăm ca Duhul Sfânt să se folosească de fiecare dintre noi și să transmitem ceea ce Dumnezeu vrea să transmitem. Și El vrea ca noi să transmitem adevărul Scripturii, adevărul Evangheliei. El vrea ca noi să-L vestim pe cine? Pe Domnul Iisus. Pe Domnul Iisus. Despre prorocița Ana, nu? A citit fratele Timotei, spune că prorocița Ana, după ce a primit mesaj, revelație, ce a făcut? S-a dus și a început să spună tuturor despre cine? Despre Domnul Iisus. Duhul profetic în Scriptură, Duhul profetic, dacă vă veți uita, întotdeauna Duhul profetic îl are în vedere pe Domnul Iisus. Îl are în vedere pe Domnul Iisus. Atunci când Domnul Iisus în
Seara învierii se arată celor doi în drum spre Emaus. Spune că a început de la Moise și apoi spune de la toți prorocii și le-a tâlcuit ce era scris cu privire la la el. Duhul profetic îl are în vedere întotdeauna pe Domnul Iisus și nu s-a schimbat. Și astăzi Duhul profetic îl are în vedere pe Domnul Iisus. Nu ne ajunge timpul în această dimineață și poate va veni și vremea aceea când poate duminica, măcar o duminică pe lună, să luăm un ceas, poate un ceas și jumătate, poate terminăm mai repede și să lăsăm timp pentru întrebări. Întrebări și răspunsuri, întrebări din Scriptură pe care poate dumneavoastră le aveți, anumite întrebări. Și, știu că unele biserici practică lucrul acesta. Poate o să avem și noi ocazia aceasta și atunci când mai studiem așa subiecte care poate nu le înțelegem pe deplin sau nu avem o lumină prea mare într-o anumită direcție, să putem pune aceste întrebări și să vedem ce spune Scriptura și cum putem să oferim răspuns la aceste întrebări. Dar țineți minte, Duhul profetic întotdeauna îl are în vedere pe Domnul, pe Domnul Iisus. Da, sunt și prorocii care sunt oferite într-un anumit context sau într-o anumită împrejurare specială, dar Duhul Mare, Duhul General Profetic vorbește despre Domnul Iisus. Familia pentru care ne vom ruga în această săptămână este familia Țurcanu, sora Irina, fratele Ilie. Ei sunt în atenția noastră, o familie scumpă. Ne rugăm ca Dumnezeu să le dea multă sănătate, putere, să-i binecuvinteze ca soț, soție, ca părinți, ca bunici. Tot ceea ce ei și-au propus pentru anul acesta, Domnul să lucreze împlinire în viața acestei familii. Familia Țurcanu, fratele Ilie, sora Irina, ei sunt în atenția, această familie este în atenția noastră. Vorbe de har, dacă faci ce-i place lui Dumnezeu, sau dacă trăiești în voia lui Dumnezeu, da, o altă formulare, El va face ceea ce tu ai nevoie. Da? El va face ceea ce tu ai nevoie. Dumnezeu știe de ceea ce noi avem nevoie. El știe și ceea ce noi vrem. Dar de multe ori ceea ce noi vrem, spune Iacov că sunt niște dorinți cum? Egoiste, rele, da? Nu că avem nevoie, dacă vrem. Vrem un anumit lucru. Ai nevoie? Păi n-am nevoie, dar vreau. Dumnezeu știe de ce avem nevoie, știe ce ne trebuiește și El va face ceea ce tu ai nevoie. Dacă tu faci ce îi place lui Dumnezeu, dacă faci voia lui Dumnezeu, El va face ceea ce tu ai nevoie. Dumneavoastră, probabil că ați auzit, la fel cum am auzit și noi, de biserici, de păstori, mod special aici în California, care în perioada aceasta de pandemie n-au închis porțile adunării, au ținut servicii, duminică de duminică, și au fost amendați aspru, vorbim aici de milioane de dolari amendă, cât și procese intentate păstorilor, procese prin care dacă păstorii sunt găsiți vinovați, vor merge la închisoare, la pușcărie. Sunt câteva procese pe rol aici în California, în mod special în San Jose, în Los Angeles, zona aceea. Chiar biserica păstorului sau biserica păstorită de John MacArthur, chiar ei au avut, mi se pare săptămâna trecută, au avut o înfățișare la judecătorie în privința unui proces. Ne rugăm ca Dumnezeu să fie cu frații noștri, cu bisericile care se află în procese. Ne rugăm ca Dumnezeu să dea izbândă, ne rugăm ca Dumnezeu să lucreze și la inima judecătorilor și la inima celor care sunt aflați acolo în diferite poziții de autoritate, ca aceste amenzi să fie anulate, să fie cancelled și
Vă dați seama ce înseamnă o biserică, dar la 4, 5, 6 de membri să aibă $1,000,000 amendă. Dumnezeu pe noi aici ne-a ferit, n-am avut nicio problemă din partea autorităților și ne rugăm ca și în continuare să nu avem nicio problemă cu autoritățile și să putem ca în continuare, în pace, în liniște, să avem ușile sanctuarului deschise și să ne putem întâlni în fiecare zi de duminică. Citiți buletinul duminical, uitați-vă la anunțurile care sunt, la lucrurile pe care le amintim, cazuri de boală, cazuri de rugăciune și suntem în același duh. Sora Rodica Misaraș Santos din Missouri. Sora a fost plecată o săptămână și jumătate? O săptămână bună. A fost plecată din mijlocul nostru. Fetele sorei Rodica, Iulia și Ana Maria, împreună cu soții lor, da, familiile lor, au cumpărat o proprietate în Missouri, o proprietate destul de mare. Pot să spun cât e de mare? O proprietate care are 80 de acri. 80 de acri, 50 de acri de pădure. Și îmi spunea sora că la fiecare 25 de acri sau 20 de acri de pădure poți să vânezi o căprioară, poți să vânezi, ai la fiecare 20 de acri, poți să vânezi câte un animal. 80 de acri de teren în Missouri cu o casă și bineînțeles pe proprietatea aia se pot construi o grămadă de case. Și sora s-a dus să vadă proprietatea, să vadă cum e la Missouri, cum este acolo. Și ce ne puteți spune așa în câteva cuvinte? V-a plăcut, nu v-a plăcut, v-a impresionat? Cum e acolo? Bun. Ne bucurăm că v-ați întors cu bine. Avioanele pline, probabil, nu? Așa, da. De acord, mască, pentru că... Da. Avion cu mască, tot, atât lumea... Sigur, așa e, da. Da, bine, bun. Așa este, se pare că unii de aici din California, și datorită climatului politic, și datorită a ceea ce se întâmplă, prețurile, viața care e așa de scumpă aici, dar în mod special climatul sociopolitic care este aici în California îi determină pe unii dintre noi să plece spre alte meleaguri, spre alte hotare și știu că ambele familii se vor muta undeva în vară, acolo se vor duce așa, da. Domnul să le dea succes în mutarea asta și noi avem de aici din biserică, avem familia, de fapt avem câteva familii, familiile Ciobanu, dacă vă aduceți aminte de fratele Andrei și fratele Boris Ciobanu, familiile lor sunt la Missouri. Ei au plecat la Missouri acum 15 ani în urmă,
s-au dus acolo. Ne mai vizitează din când în când fratele Constantin Radacenco. El vine de la Missouri și ne mai spune cum se află și familiile Ciobanu. Lăudăm pe Domnul printr-o cântare, timp în care dumneavoastră puteți să scrieți, dacă vreți să scrieți un anumit check pe adresa bisericii sau să puneți la plicul de dărnicie, cum vreți dumneavoastră. Încă nu facem colecta obișnuită să dăm din mână în mână, dar avem cutia binecuvântării, puteți pune acolo și cash și plicuri și check-uri și cum doriți dumneavoastră, puteți dona prin PayPal online, puteți trimite pe adresa bisericii check și îl primim în poștă, cum vreți dumneavoastră. Noi suntem recunoscători pentru fiecare donație, pentru fiecare gest care este de generozitate pentru casa Domnului și ne rugăm ca El să vă răsplătească însutit și în miit. Lăudăm pe Domnul printr-o cântare. Sângele tău, viața mi-a dat.
sora Maria va avea un psalm, după care vom asculta cuvântul Domnului vestit. Ud adunț pentru fiecare dintre noi, pentru biserică, în luna februarie, dacă Dumnezeu va îngădui, în a treia duminică din februarie, da? Asta înseamnă 21 februarie, dorim să avem și adunarea generală de început de an. Repet, februarie, în a treia duminică, duminica din 21. Sora Maria. Iubiți frați și surori, pacea Domnului. V-am dorit. De mult nu v-am văzut așa aproape pe toți. Domnul să vă binecuvinteze și să binecuvinteze toată biserica noastră, și de aici, și de acasă care sunt. Psalmul 46. Dumnezeu este adăpostul și sprijinul nostru, un ajutor care nu lipsește niciodată în nevoi. De aceea nu ne temem. Chiar dacă s-ar zgudui pământul și s-ar clătina munții în inima mărilor, și chiar dacă ar urla și ar spumega valurile mării și s-ar ridica până acolo de să se cutremure munții, totuși este un râu, Duhul Sfânt, ale cărui izvoare înveselesc cetatea lui Dumnezeu, biserica lui Dumnezeu, sfântul locaș al locuințelor celui preanalt. Chiar Dumnezeu este în mijlocul cetății, de aceea ea nu se clatină, fiindcă Dumnezeu o ajută în revărsatul zorilor. Neamurile se frământă, împărățiile se clatină, glasul lui Dumnezeu răsună și pământul se topește de groază. Dar Domnul oștirilor este cu noi. Dumnezeul lui Iacov este un turn de scăpare pentru noi. Veniți și priviți lucrările Domnului, pustiirile pe care le-a făcut El pe pământ. El a pus capăt războaielor până la marginea pământului. El a sfărâmat arcul și a rupt sulița, a ars cu foc carele de război și a zis: opriți-vă! Și să știți că eu sunt Dumnezeu, eu stăpânesc peste neamuri, eu stăpânesc pe pământ. Da, Domnul oștirilor este cu noi. Dumnezeul lui Iacov este un turn de scăpare pentru noi. Amin. Lăudat să fie Domnul.